Cum poți fi țară neutră când tu ai 80.000 de tone de echipament militar în Transnistria și trupe ale Federației Ruse pe propriul tău teritoriu? Cum poți fi țară neutră când nu te recunoaște nimeni ca fiind țară neutră? Politicienii de la Chișinău au crezut că se Elveția. Nu merge. Neutralitatea trebuie să ți-o recunoască statele ONU. Trebuie să o recunoască marile puteri, pentru că dacă ți-o recunosc, ți-o și protejează. Știți vreun sistem de protecție pentru securitatea Republicii Moldova? În afară de propria ei armată? Nu există. Deci, oameni